În acest articol voi trece în revistă 7 rase amuzante de câini. Vă voi spune despre caracteristicile externe ale raselor, despre temperamentul lor. Voi lua în considerare regulile de întreținere și îngrijire pentru fiecare dintre tipurile lor neobișnuite. Vă voi spune de unde au venit acești câini și scopul lor înainte și acum. Voi indica prețurile aproximative pentru pui. Bedlington Terrier. Prețul puilor este de 1000 la 2300 dolari americani. Creșterea variază de la 38 la 42 cm la femele, 41 la 44 cm la bărbați. Cântăresc 8 la 10 kg. Trăiește 11 la 16 ani. În exterior, este foarte asemănător cu un miel alb și cret. O mulțime de bucle pe cap și bot. Culoare: albastru. Albastru combinat cu galben roșcat. Nisip, galben roșcat. Proprietar de haina groasă, pufoasă. Aproape nu se estompează. Inteligent, câine curajos, vesel, plin de viață. Bine instruit, nu este agresiv față de oameni și alți câini, dar va lupta pentru ea și pentru haita ei. Ideal pentru cei cărora le place să meargă mult, să se înțeleagă bine cu copiii. Bedlington Terrier crescut în secolul al XIX-lea în Marea Britanie ca vânător de șobolan. Acum, este un companion. Poate fi folosit ca paznic din cauza lătratului puternic. Nu atacă mai întâi, ci va lupta împotriva infractorilor și a agresorilor. Pentru a menține aspectul, este necesară o tunsoare de 3 la 4 ori pe an. Baie doar atunci când este necesar, deoarece buclele de pe cap și bot dispar după o spălare frecventă. Puțin obișnuit în Rusia, câine chinez fără păr, pui pufosii au costat 12.000 la 25.000 ruble, moi, 25.000 la 50.000. Un câine mic, grațios, cu o înălțime de 23 la 30 cm și o greutate de 2 la 5 kg. Este împărțit în două tipuri, gol și jos. Cele mai populare sunt goale. Capul, capetele labelor, urechile și coada sunt acoperite cu părul care cade. Corpul are fire subțit, asemănătoare pufului. Al doilea tip, cu un strat gros și dens și stratul superior neted, ambele specii se pot naște în aceeași așternut. Câine care face plajă? Chinezii fără păr au fost crescuți în China ca animale de cult. Acum, un câine de companie, personajul este vesel, jucăuș. Câinele poate fi timid, loial familiei, se înțelege cu alte animale de companie. Bun antrenabil, trăiește 13 la 18 ani. Are nevoie de atenție constantă din partea oamenilor și este foarte plictisit fără proprietari. Câini fără păr scălda odată la 1 la 2 săptămâni cu ajutorul șampoanelor de la grădina zoologică. Dovni, la fiecare 10 zile, asigurați-vă că vă pieptănați bine. Sunt omnivori, dar pierd rapid dinții, astfel încât mâncarea trebuie să fie moale. Este necesară o manicură obișnuită, deoarece unghiile cresc foarte repede. Pe vreme rece, trebuie să vă îmbrăcați câinele pentru a evita aprins răceala. Protejați-vă de soarele puternic. Pomeranian costul este de 5.000 la 50.000 de ruble, în funcție de pedigree. Trăsături distinctive ale rasei: o față zâmbitoare asemănătoare unei vulpi și o blană verticală. Culoare: cerbiu, negru, alb, crem, tigrat. Câine pufos. Mărimi: 18 la 22 cm, femelele sunt mai mici decât masculii. Greutate: 1,6 la 3 kg. Speranța de viață: 12 la 15 ani. Originea: din Germania, păstori câini. Acum, un câine de companie, potrivit pentru persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă. Pomeranian atașat de familie, voluntar, gelos, vesel. Este neînfricat, înfricoșător în raport cu alți masculi, chiar de dimensiuni mari, dar galant cu doamnele de orice înălțime. Un adult trebuie să se antreneze, compatibil cu copii cu vârsta peste 7 ani. Latră mult și tare, deci este necesar să corectați această caracteristică a rasei. Periajul zilnic este o necesitate, altfel haina se va pierde. Baile cu șampoane pentru spitz nu mai mult de 6 ori pe an, deoarece spălarea frecventă usucă pielea, apare mătreața. Omnivor.
crescut aproape în toată Rusia. Costul unui cățeluș este de 3.000, 20.000 de ruble. O rasă de ceas străveche, adusă în Europa din China. Înălțime, 46 la 56 cm. Greutate 20 la 32 kg. Culoare, roșu, albastru, crem, negru. Speranța de viață, 12 la 13 ani. Centenar, înainte de 18. Tradus din chineză, leu cu blană, sunt rude ale lui Spitz. A dezvoltat un sentiment de proprietate asupra teritoriului unde locuiește, merge, gazdele fac. De asemenea, parte din acest concept pentru Chov-Chov. Atenție la străini! Chov-Chovurile nu sunt agresive, dar nu le place să comunice cu alți câini. Îi consideră competitori pentru dragostea proprietarului. Proprietarul este adorat, dar nu întotdeauna ascultat. Greu de antrenat din cauza încăpățânării înnăscute. Potrivit pentru persoane singure, familii cu copii de la 12 la 14 ani. Câine de companie cu puternice calități de pază. Chov-chovurile costă 3.000 la 5.000 de ruble. Pentru un cateluș fără documente, 12.000 la 20.000 și mai sus pentru un cateluș cu documente. Malteze sau lapdog maltez, prețul pentru un cățeluș va variază de la 20.000 la 35.000 de ruble, originar din Malta. Inițial și până în prezent, câine de companie, înălțime, în limita 20 la 25 cm, greutate, 3 la 4 kg. Trăiește 12 la 16 ani, malteză, are părul lung alb sau crem, care este colectat pe cap într-o coadă de cal și legat cu un arc. Prin natură și temperament, sunt dulci, veseli, jucăuși și mobili, aflați trucuri de circ, potrivit pentru familiile cu copii mici, dar trebuie să aveți grijă ca copilul să nu rănească accidental câinele de lapte. Lapdogs sunt curajoși, predispuși la lătrat excesiv. Înțelegeți-vă cu alte animale de companie, foarte plictisit când este separat de proprietar. Malteza este pretențioasă în privința mâncării. Dacă ți-a plăcut mâncarea, el nu știe măsura, se spală odată la 1 la 2 săptămâni. Câinele trebuie pieptănat zilnic, astfel încât părul să nu cadă în încurcături. Pentru a facilita îngrijirea, câinele este tăiat. Tunderea odată la 2 săptămâni și părul întreghiare, unde se încurcă și interferează cu mișcarea. Plimbări mici și jocuri acasă sunt suficiente pentru a vă menține în formă. Comandor, prețul pentru cățeluș începe de la 1000 de dolari. Alt nume, ciobanesc ungur. Unicitatea acestei rase de câini este în aspectul său amuzant. Întregul corp este acoperit cu păr alb, care arată ca niște corzi. Aceasta este o rasă rară. În total, conform diverselor surse, există 12.000 la 15.000 de indivizi. Acești câini sunt o comoară națională a Ungariei. Orice experiment cu rasa este interzis. Înălțime, 65 la 80 cm. Greutate, 40 la 60 kg. Culoarea este alb pur. Trai este 8 la 10 ani. Crescut în Ungaria ca un câine de păstorit, calm, o rasă ascultătoare, capabilă să ia decizii independente într-un moment critic. Învață repede. Are nevoie să se miște, să se joace, să alerge mult, astfel încât să nu poți pune un lanț. Proprietarul trebuie să fie un lider pentru animalul de companie, nu permite îngăduirea comportamentului, executarea comenzilor, altfel devine obraznic. Comandor nu este pieptănat, corzile de lână sunt separate de 3 la 4 ori pe an, împiedicându-le să se încurce. Insectele sunt invizibile sub o haină groasă de blană, astfel încât comandor trebuie examinat cu atenție primăvara și vara. Preparatele împotriva puricilor, căpușelor nu tolerează bine. Pepiniere, în Moscova, Sankt Petersburg, regiunea Kaluga. Bergamasco, costul unui cățeluș este de 12.000 la 20.000 de ruble. Această rasă este numită Bergamos Hepdog, câine drag lochet din cauza tipului special de lână, originar din nordul Italiei, unde a fost folosit ca câine de păstorit. Înălțime, 54 la 62 cm. Greutate, 26 la 38 kg. Culoarea este gri,
cu variații de la gri deschis la întuneric, aproape negru, trăiește 12 la 14 ani. Câine binevoitor, inteligent și flexibil, Bergamasco este atașat de familie, de copii, poate urmări întotdeauna pe calea proprietarului, dar în același timp nu interferează sub picioare, încredere în sine, bun paznic și protector, se înțelege cu alte animale de companie, ușor de antrenat. Bergamasco este perfect pentru familiile cu copii, care va deveni o bonă excelentă alegând un animal de companie din rasele enumerate reci și chiar ciudate, o persoană poate fi sigură că tandemul său va fi cu siguranță remarcat și apreciat, distribuie pe rețelele de socializare.